Ocupanta locului 2 nord TV este calificată automat în grupele Cupei României, ce va avea loc în perioada 27-29 iunie la Sibiu. În total sunt înscrise 52 de echipe, care vor fi împărțite în 13 grupe. Podiumul acestei ediții de campionat a fost completat de roș albaștri. În ultima etapă, favoritele s-au impus fără probleme. Sentieri au învins calato cu 9 la 3, nord TV s-a distrat cu echipa Curtu scor 15 la 3, iar roș albaștri au învins Olimpia 2011 cu 6 la 2. La final, organizatorii aici îi amintim pe Ciprian Rodan și Adrian Huja au înmânat trofeele celor două echipe care vor reprezenta județul la faza națională. A fost un turneu reușit cu echipe cât de cât competitive și cred că ne-am onorat prezența cu Brio pentru că cu puțin ghinion ne-am terminat pe locul 2. Ținând cont că pentru noi ca și echipă este primul sezon în campionatul de la Rania, consider că am avut rezultate foarte bune. Noi, adevărul este că nu ne-am propus să câștigăm titlul, dar rezultatele bune ne-au... Adus aici. La final, echipa aduce mulțumiri sponsorului principal care a fost mereu aproape și a promis că va continua să susțină formația și în sezonul viitor.